ascultă de Dumnezeu. Nu știu, dar prea mult mai mult, dar nu, de acum mă descurc eu. Am eu pace cu Dumnezeu? Crezi că nu mai pot. Ferice de acela ce în ceasul greu își amintește că există Dumnezeu. Asta nu este planul omului aici, este planul tău, planul de a schimba această localitate, planul de a mântui, Doamne, planul de a ridica, planul de a încuraja. Vestea bună seara asta, Iisus Hristos poate să-i elibereze, nu doar să-i ierte și apoi să o iei de la cap. Prietene, aleargă în zări! Aleargă, sunt multe bucurii în lumea largă, dar când le guști pe toate rând pe rând, rămâi mai însetat și mai flămând. Pe tot parcursul anului ajutăm beneficiare acoperind fel și fel de nevoi prin proiectele sociale pe care le desfășurăm. Dar pe perioada verii avem un proiect foarte important de data aceasta pentru sufletul lor, prin care ne dorim să aducem un răspuns biblic la întrebarea: unde vei fi când totul se va termina? La fel ca și toate celelalte proiecte, pentru a implementa acest proiect avem nevoie de resurse financiare. Dacă Dumnezeu îți pune pe inimă, donează cu specificația evanghelizări. Vă mulțumim! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Când armatele de Duhul Cerului